În Spania eram sigur că mă descurc în Spania, pentru că am urmărit toate telenovelele cu maică-mea, știam Fiorella pe de rost. N-aveam cum și am zis, ce ocazie să arunc cuvinte aiurea. Le arunc. Într-o conversație zic tot ce am prins din Fiorella. Și eram la hotel și trebuia să mâncăm micul dejun și mi-a zis nevastă mea, lasă că-mi trebuie unde e micul dejun. Și a zis, ce mă, ești nebun? Și m-am dus, ea a ajuns după mine, recepționista era acolo și mi-a zis nevastă mea, vorbesc eu. Și am zis, caia-te. Și am zis, mujer, eu nu soy embarazada con nadie. Pero quiero mi comida. ¿A dónde estás? El breakfast. În momentul ăla, recepționista s-a uitat la nevastă mea așa, era din ochi, era la modul, te apreciez, femeie, că ai luat un om handicapat lângă tine. Fantastică treabă.